Gheorghe, stă mai, stinge microfonul! Vă rog frumos, jumătate de pasul 1, să mărim un pic cercul tău. Hai, băiețu, leacă mai în spate. Băi, dar unde e mirul la mijloc acolo? Băieț, băieț, hai! Mai stii mine, mai stii mine. Ce am să lăsați-o cu om? Pahonțu! Natalia, voi fi eu. Da?
nu e bine, nu-i bine. Nu, nu-i bine. O linie dreaptă, doamna președinte acolo. Nu blocăm accesul. Păi, dar noi nu încălzim, dar nu-i mai de bun. Vă rog frumos, liniște și m-am rugat. Dacă vrem o linie dreaptă, un pas în spate și ne lăsăm cu spatele la acest spate. Hai, mai în spate. Atunci, doamna președinte, o să vină în centru unde se zice. Dar vă rog, haideți, da, facem linie. Hai, linie dreaptă. Nu-i bine așa. Uite, vă mai rugăminte, nu mai avem timp. Alex, nu-i doamna președinte. Natalia, doamna președinte, colegi, ne organizăm, Gata? Deci, colegii cu camerele nu au imagine. Băi, colegii cu camerele. Avem 15 secunde să ne organizăm, vă rog. Rapid. Pasul urmă toată lumea, vă rugăm frumos. Toți reporterii, un pas în spate, vă rog. Vă rugăm frumos, un pas în spate, toată lumea. Toată lumea. Așa, camerele se organizează, noi ne apropiem de voi. Reporterii, vă rog să vă ghidați după cameramanii voștri. 15 secunde avem, repede. Haideți, încărți, vă rog. Camerele, vă rog. Colegi, un pas în spate, vă rugăm. Colegi, please, a step back. Please, a step back, everyone. A step back, thank you very much. Eu pot să Așa. Ne-am organizat? Da. Telefonele jos! Haideți să luăm câteva întrebări. Doamna Sandu, vreau să ne spuneți pentru ce ați votat astăzi. Eu vreau mai întâi să fac un apel către cetățenii Republicii Moldova. Dragi cetățeni, ieșiți la vot. În această duminică luăm două decizii importante pentru țara noastră. Luați două buletine de vot, votați la referendum și alegeți președintele Republicii Moldova pentru următorii 4 ani. Votul nostru de la referendum ne va determina soarta pentru multe decenii înainte. Dragi cetățeni din diaspora, știu că vă faceți griji pentru oamenii dragi rămași acasă. Ieșiți la vot pentru ca cei dragi de acasă să poată trăi în pace în continuare. Eu am votat anume pentru că moldovenii trebuie să își determine soarta. Nu alții, nu banii murdari, nu minciunile, ci voința poporului. Eu am votat pentru ca Moldova să poată să se dezvolte în pace și libertate, pentru ca Moldova să poată să-și construiască viitorul pe care și-l dorește și pe care îl merită. Ieșiți la vot! Votul fiecăruia este important. Nu este doar o ștampilă pe hârtie. Este cuvântul tău pentru soarta ta. Este alegerea pentru cum vei trăi începând cu ziua de mâine. Ieșiți la vot! Banii murdari de care spuneați sunt de fapt influențele pro-ruse și puterea de a cumpăra aici voturile în Republica Moldova, doamna președinte? Instituțiile noastre au vorbit de-a lungul acestei campanii și înainte de campanie despre aceste încercări de a cumpăra voturile moldovenilor, despre încercările de a influența voturile moldovenilor.
Noi vrem ca moldovenii să-și decidă soarta, de aceea îi îndemn pe toți cetățenii să iasă la vot și să voteze pentru viitorul lor și pentru viitorul copiilor lor. Doamne președinte, vă așteptați acțiune de stabilizare în această seară, proteste mâine? Instituțiile noastre au grijă ca aceste alegeri să se desfășoare în condiții pașnice, în ordine și asta, pe asta contăm, dar cetățenii, așa cum spuneam, sunt cei care pot să determine soarta acestei țări și doar votul lor poate să determine cum va arăta Republica Moldova, doar votul lor poate să păstreze pacea și stabilitatea în Moldova. Doamna președinte, aveți emoții cu privire la referendum? Pentru că în urmă cu 14 ani referendumul nu a trecut, aveți nevoie de peste 1 milion de voturi pentru ca acesta să treacă. Referendumul cu privire la integrarea europeană este o decizie foarte importantă, este decizia moldovenilor și eu am încredere în înțelepciunea moldovenilor. Moldovenii vor să trăiască în pace, moldovenii vor să trăiască în libertate și vor să poată să-și decidă singuri soarta, să-și construiască țara așa cum cred ei mai bine. Credeți că veți trece de primul tur de scrutin? Veți câștiga din primul tur de scrutin? Este decizia cetățenilor, avem alegeri libere și democratice și deciziile le vom vedea puțin mai târziu. Acum e important ca toată lumea să iasă la vot. Aveți emoții cu privire la parlamentarele de anul viitor? That was really good.